Mulțumesc pentru întrebare! Te-a ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă. Natalia Gavrilița, 46 de ani, prim-ministra a Republicii Moldova în perioada august 2021-februarie 2023. Școlită la Harvard și economistă de profesie. Timp de patru ani a fost directoare generală a Fondului Global pentru Inovare și a făcut expertiză pentru Banca Mondială, precum și pentru alte organizații internaționale. Este prim-ministra sub mandatul căreia Republica Moldova a trecut prin cele mai dificile crize. COVID, criza energetică și criza refugiaților ucraineni provocată de războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Cum s-a transformat viața Nataliei Gavrilița după depunerea mandatului de prim ministra? Ce este un think tank? Și în ce țară urmează să plece pentru următorul proiect? Aflăm astăzi la Mulțumesc pentru Întrebare! Natalia, bine ai venit la Mulțumesc pentru Întrebare! Bine v-am găsit! Făcusem un sondaj de opinie printre urmăritorii mei și îi rugasem să-mi spună Cine ar vrea ei să vadă la emisiune? Iar tu ești aici pentru că oamenii au cerut să afli despre tine. Ce mai faci? Mă bucur să aud asta. Unde ești și cu ce te ocupi? Hai să le satisfacem oamenilor interesul. Sigur că da. Și eu simt dorul față de oameni și... Uh, uh. Am, am petrecut destul timp întâlnindu-mă cu oamenii, discutând, și asta îți dă o anumită perspectivă, și trebuie să admit că îmi lipsește. La moment am mai multe proiecte. Deci, în primul rând, sunt membra Consiliului de Supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei. Este o poziție non-executivă care presupune monitorizarea unor procese, deci foarte clar stabilite în lege, deci nu este uh, cumva în conducerea uh, zi de zi a băncii naționale, dar uh, un organ care se preocupă de uh, supravegherea proceselor buna și buna guvernanță și buna uh -huh. funcționare a băncii naționale. Uh, pe lângă aceasta am creat uh, un think tank, uh, o platformă analitică, sper eu și practică, care se numește Parteneriate pentru Noua Economie, și care este preocupată de politicile economice care să ne aducă mai aproape de Uniunea Europeană. Am, am avut câteva evenimente, dar din septembrie vom începe o serie de discuții despre percepția politicilor economice, care ar fi. Proiectele pe care trebuie să le implementăm ca să convergem sau să ajungem din urmă în dezvoltarea statele europene, și sper să, să fie o organizație care aduce mai mult conținut, pentru că avem foarte mult de lucru pentru integrare europeană. Și în afară de aceasta, în următoarele câteva luni. Voi petrece timpul între Berlin și Chișinău pentru că am primit un fellowship sau o bursă de cercetare din partea fundației Robert Bosch. E bursa în numele fostului președinte a Germaniei Richard von Weizsäcker, care mă va ajuta să iau bunele practici pentru a crește și a dezvolta această platformă analitică pentru a crește, de fapt, capacitățile Moldovei pentru integrare europeană. Deci, tu ai deschis un think tank și acum te duci să înveți cum se faci așa ca acest think tank să fie funcțional și să livreze rezultate. Da. Dar pentru o bună parte din populația noastră, noțiunea de think tank deja este o noțiune nouă. Ce înseamnă, de fapt, un think tank? Dacă traducem motamo, înseamnă un container de gândire. Da. De gândire. Cam da? Așa. Aici se adună oamenii cărora le place să gândească. Da. Care este profilul think tank-ului tău? Noi, de fapt, avem centre analitice uh -huh. în Moldova și ele produc anumite studii, cercetări. Dar încă mai avem mult de lucrat uh -huh. ca să producem acele cercetări care se produc în vest, uh -huh. în universități, în societatea civilă, în aceste centre analitice. Și aici, haideți să dăm câteva exemple. Da? Pentru ca să ne integrăm în Uniunea Europeană. Trebuie să începem să schimbăm modul în care funcționează anumite lucruri în Moldova. Noi toți știm că un lucru care ne place foarte mult în Europa este calitatea tuturor lucrurilor. Deci calitatea produselor, calitatea Servicii, serviciilor, ori? atitudinea comercianților serviciul clientel în instituțiile exact. de stat. Da, 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 exact. Uh -huh. Și felul în care uh, interacționează statul cu cetățenii. Uh, dar pentru aceasta trebuie să existe anumite sisteme, da? Uh, puțini oameni știu că există așa o noțiune, infrastructura calității. Ce înseamnă infrastructura calității? Laboratoare care să ia produse și să testeze și să spună, e de calitate bună sau nu, uh, poate persoana să aibă încredere să utilizeze acest produs. Și iată că în Uniunea Europeană aceste sisteme sunt foarte puternice. Există standarde, aceste standarde sunt implementate, pentru aceasta există o infrastructură a calității, adică există laboratoare, instituții, ele lucrează fără mită, fără. Um, fără a face altceva decât a urma regulile care sunt stabilite. Și noi va trebui și să schimbăm regulamentele de funcționare a unor sectoare sau a instituțiilor statului care contează pentru aceste sectoare și să dezvoltăm laboratoare. Aceasta poate fi foarte costisitor pentru că ele trebuie să aibă echipamente, trebuie să vedem unde este prioritar să avem aceste instituții, aceste mecanisme de asigurare a calității. De unde luăm bani ca să investim în aceste echipamente? Cum ne asigurăm că sunt funcționari bine plătiți care nu trebuie să iau o mulțumire pentru ca să-și susțină familia? Și acestea nu sunt subiecte simple, ele sunt complexe și noi vedem că Tranziția, dezvoltarea, reformele, întotdeauna ne iau mai mult timp decât noi ne așteptăm. Și iată că trebuie să existe și niște centre analitice care să spună, prin cifre, să demonstreze de ce este nevoie de, de exemplu, să prioritizăm securitatea alimentelor, noi fiind o țară agrară care. Producem alimente și trebuie să avem sisteme credibile ca să putem exporta în Uniunea Europeană sau trebuie să prioritizăm alte sectoare? Da, un think tank este o entitate care se dă cu părerea sau este și o entitate care face rost de bani pentru implementarea acestor opinii sau viziuni? Un think tank sau un centru analitic trebuie să fie unul independent care produce idei, produce idei de proiecte concrete, dar nu este acea instituție care neapărat trebuie să le implementeze. Uh -huh. Poate să fie o platformă de discuții unde se aduc împreună, de exemplu, reprezentanții guvernului, reprezentanții sectorului privat, potențialii finanțatori, se uh, promovează anumite acțiuni, dar nu neapărat este think tank-ul. Deci dacă este o organizație care gândește, trebuie să gândească în primul rând, pentru că dacă te extinzi și începi să faci de toate, poți să le faci pe toate necalitativ. Un think tank înseamnă că are nevoie de o echipă de oameni competenți, cu Sigur că un da. background academic solid, care să poată contribui atâta, la viziuni de astea mai globale despre țară, despre reformele. Tu ai această echipă, tu o colectezi din diaspora, sunt oameni de pe loc. Câți oameni tu ai în echipă? Deocamdată suntem o echipă mai mică. Avem mai mulți oameni care lucrează, de exemplu, o parte a timpului petrec în sectorul privat, o parte a timpului în think tank, dar vrem să creștem acest, această organizație, anume de asta vreau să văd cum se face în Europa, cum se face în alte țări. Eu cunosc think tank-uri, am colaborat cu ele. În vest, în general, există această tradiție că oamenii migrează din, de exemplu, dintr-o funcție în guvern, în think tank pe o perioadă, apoi se reîntorc, în special în Statele Unite este foarte bine pusă la punct această cumva fabrică de, de, de creieri uh -huh. unde niciun om nu, nu este pierdut pentru binele comun da? Adică există posibilități dacă vrei să ți împărtășești cunoștințele, experiența acumulată într-un loc sau altul, să o poți transmite altora și ne dorim, în special, să creștem tineri care să înțeleagă ce înseamnă uh, integrarea europeană, uh, cum trebuie să uh, abordăm cercetarea, negocierea uh, cu partenerii, uh, cum trebuie să ne gândim la proiecte, uh, pentru că avem foarte mult de lucru și toți trebuie să contribuie. Te-ai menționat că faci parte și din bordul de supraveghere de la Banca Națională. Uh -huh. Este asta cumva? organismul sau entitatea care trebuia cândva să fie la alarma că se fură banii din sistem? De fapt, Consiliul de Supraveghere a Băncii Naționale a fost creat după furtul miliardului. Asta a fost ca o consecință. Da, și a fost deci, una din modalitățile de a crește monitorizarea externă a Băncii Naționale. În, în multe țări din lume există anumite mecanisme care presupun că Parlamentul, căruia îi se subordonează Banca Națională, numește oameni care știu să citească rapoartele, știu cum se fac, cum se iau deciziile, sunt independenți pot face audit și să spună că, uite, aici procesul trebuie îmbunătățit, aici trebuie să ne concentrăm pe altceva. Și totul acesta se face cumva pe interior pentru a crește controlele interne. Uh -huh. da? Și, în teorie, da, inclusiv este unul din sau una din instituțiile, unul din mecanismele care trebuie să evite crearea unor situații de acest gen. În același timp, este, Consiliul este format și din membrii Comitetului Executiv, adică guvernator, viceguvernatori și patru membri externi. Și ă, funcționează în baza unor regulamente ă, care au fost deja create în ultimii șapte ani, de, pentru că Consiliul de Supraveghere a fost creat șapte ani în urmă. A, și aceste procese, în opinia mea, durează, ia timp ca să le înțelegi, să le schimbi, să le îmbunătățești a, și a, pentru mine. De exemplu, au fost anumite lucruri care m-au surprins. De ce, de exemplu, nu este o politică antifraudă actualizată sau alte elemente asupra cărora se lucrează acum? Banca Națională are acum parte de un manager adus din afară, lucru care a fost intens discutat în societatea noastră, în special temeri că de ce ar fi nevoie de un om din afară pentru o bancă care este Banca Națională a unei țări. Totodată, activitatea ulterioară demonstrează că, până la urmă, pentru noi contează rezultatele și noi vedem, eu ca antreprenor, eu ca cetățean, eu văd anumite lucruri care s-au schimbat foarte rapid și au. A, a, el ușurează viața noastră a tuturor. Iată, tu, acum fiind parte și din acest bord, și ca cetățean al acestei țări, într-adevăr, Banca Națională are nevoie de un manager din afară ca să înceapă lucrurile să fie făcute cum trebuie? Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm mai puțin dacă managerul este din afară sau nu. Trebuie să înțelegem dacă managerul este profesionist, are cunoștințele necesare, are integritatea necesară are uh, capacitățile de conducere uh, necesare și uh, absolut ai dreptate, asta se vede în timp și uh, eu cred că mulți uh, cetățeni au văzut deja un alt stil de comunicare, uh, mai mult accent pe de exemplu, educația financiară uh, și uh, lucru cu publicul, ca să înțeleagă uh, ce face Banca Națională să nu să aibă posibilitatea să intre, să vadă muzeul, să vadă cum se produc monedele și așa mai departe. Deci asta este un lucru pozitiv, dar evident că principalul principal obiectiv al Bancii naționale este de fapt stabilitatea prețurilor, este lucru asupra supravegherii sistemului bancar, sistemului financiar, și a sistemului de asigurări deja. Așa că este, este mult de lucru, și trebuie, trebuie să fie o instituție întreagă care funcționează bine ca să vedem rezultate. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul. Să anunț demisia mea din această funcție Din februarie 2023 Tu te-ai retras de la guvernare mm -hmm. Care a fost primul lucru de om Nedemnitar Dar de om Pe care tu visai să-l faci După ce ieși din nebunia asta E ceva foarte banal și simplu Dar să petrec timpul cu feciorul meu Și ce-ați făcut voi? Care a fost activitatea voastră? Am petrecut mai mult timp împreună în, în toate activitățile, da? M-am implicat mai mult în să înțeleg ce se întâmplă la școală, de exemplu. Am citit împreună, ceea ce pentru mine este foarte important. Am mers în călătorii împreună. Uh, și, uh, da, cumva am simțit nevoia să compensez pentru acele ore care am fost nevoită să fiu departe de el. N-a fost ore, a fost un an și jumătate și a fost un an și jumătate de foc, pentru că, cumva, atâtea de multe evenimente s-au concentrat în acea perioadă și bănuiesc că ai lipsit foarte mult de acasă și din viața ta privată. Uh, dar eu știu că acest ritm de viață este foarte contagios. El creează dependență. Uh -huh. Poți să-ți iei pauze, dar la un moment dat simți că această dependență nu îți dă pace. Tu simți că vrei înapoi, vrei în acest ritm, vrei să te simți util. Uh, cum a fost această perioadă pentru tine? Fost toată nebunia aia prin care, care s-a numit mandatul tău de prim ministră. Da, într-adevăr, orice om care este în situație de stres continuu, chiar dacă eu am muncit cu multă abnegație, făceam ceea ce îmi place, ceea ce am învățat, ceea ce m-a pasionat tot timpul și am fost foarte mândră de felul în care societatea noastră. A reacționat uh, la anumite crize, mai ales criza refugiaților uh, după ce s-a uh, întâmplat invazia Rusiei în Ucraina. Uh, nu vreau să, să pară că acea perioadă uh, a fost uh, doar stres, a fost și uh, foarte multă. Uh, Gratitudine pentru faptul că poți lua decizii care crezi că sunt cele mai bune pentru societate, pentru țară, și uh, ai posibilitatea să lucrezi cu oameni extraordinari, uh, ai posibilitatea să vezi cum societatea ta se schimbă și uh, schimbă reputația țării uh, în toată lumea. E, e un lucru nemaipomenit. Um, dar evident că stresul e foarte mare și este foarte multă adrenalină <laughs> și odată ce acest nivel de adrenalină scade este nevoie de un pic de timp de ajustare, dar eu întotdeauna am crezut că omul care vrea să lucreze își va găsi de lucru indiferent de circumstanțe și foarte repede mi-am găsit. Noi, noi provocări, de aceea nu pot să spun că am stat să mă odihnesc prea mult. Cu siguranță sunt foarte mulți tineri, oameni adulți, care consideră că uite, intrând în activitatea asta de demnitar, e o activitate foarte dulce, cu foarte multe beneficii. Cu asigurare materială, cu viață publică destul de intensă. Și nu știu cât din ei. Pun la pachet și ce e prin ce ai trecut tu cu începerea războiului. Uh -huh. Tot timpul mi-a fost interesant să înțeleg momentele de gestionarea crizelor. Uh -huh. Când tu ești într-o poziție în care nu trebuie să decizi doar valiza ta, pașaportul tău, familia ta și care e planul AB. Tu ești în situația în care trebuie să iei decizii pentru o țară întreagă. Da îți amintești acel moment în care tu ai înțeles că tu nu poți în momentul ăsta să te gândești numai la copilul și la familia ta, tu trebuie să iei niște decizii pentru o țară întreagă. Cum te comporți tu ca o țară vecină a unei țări în care a început un război? În primul rând, nu este vorba doar despre mine. Întotdeauna spuneam, dacă vrei să faci ceva în viață, mai ales la scară mare, trebuie să lucrezi în echipă. Și eu țin foarte mult la Echipe care funcționează bine, sunt unite și care văd obiectivul comun, care împărtășesc aceleași valori. Și îmi doresc ca noi să tot mai mult să avem echipe la toate nivelele în țară care să funcționeze ca un tot întreg. Pentru că atunci când fiecare pune câte o cărămidă, dar toți știu cum trebuie să arate, să arate casa, atunci această muncă este eficientă și casa poate fi construită. De aceea... Povestește-mi despre acea dimineață. Da. 24 februarie. Noi am lucrat în echipă. Noi am avut multe ședințe de pregătire conduse de președinta Maia Sandu unde am evaluat riscurile și impactul care poate să fie după invazia Rusiei în Ucraina. Nu știu dacă își amintește își amintesc oamenii că exista foarte multe discuții, existau multe discuții despre faptul că trupele rusești erau la hotar cu Ucraina și mulți oficiali, în special din Statele Unite, spuneau că trebuie să ne așteptăm la o invazie în plină forță. Evident că noi speram foarte mult asta să nu se întâmple. Întotdeauna ne-am dorit pace și speram că se va rezolva această situație tensionată, dar iată că Rusia a făcut alegerea, a intrat în plină forță. Noi aveam pregătite scenarii, anumite mecanisme. Am fost deja trecuți printr-o criză a gazelor și o situație excepțională de o anvergură mai mică, dar aveam cumva procesele de luare a deciziilor pregătite, înțelese și sunt lucruri toate lucrurile pe care le-am putut face fără a crea prea multă panică în societate, noi le-am făcut. Deci aveam și anumite protocoale de decizii pentru o eventuală criza refugiaților. Nu aveam identificate, de exemplu, centrele pentru refugiați, pentru că aceasta implica și lucrul la nivel local și implicarea mai multor oameni și n-am vrut prea devreme să, să panicăm lumea, uh -huh. pentru că nu știam dacă se va întâmpla, când se va întâmpla și așa mai departe. Dar multe lucruri le aveam pregătite. Și dacă mă întrebați referitor la acest proces de luare a deciziilor familie versus țară, țară eu cred că Ceea ce am văzut uh, în președinta Maia Sandu, în guvern, este o luare în serios a jurământului pe care l-am făcut atunci când ne-am angajat în aceste uh, poziții. Eu, una, pot să vă spun că nu am avut niciun dubiu, adică n-a fost o chestie la care a trebuit să mă gândesc. Nici nu m-am gândit că pot acționa altfel decât. Să-mi îndeplinească jurământul. Adică să pun țara. Ce am auzit eu față. este că pentru comunitatea internațională, felul în care Moldova a reacționat la criza refugiaților a fost o spargere de gheață în ce privește imaginea țării noastre. Uh -huh. Că abia atunci liderii internaționali, știind că noi suntem prima țară tampon de recepționare a refugiaților. Au fost uimiți de felul în care acest, această criză a fost gestionată în Republica Moldova. Asta este adevărat, într-adevăr, pentru ei, acest, acest fel al nostru de cum am reacționat noi, ca țară, ca popor, ca fiecare familie, a fost un fel de semn că cu noi se poate sta la egal? Sigur că da, a fost un semn că noi împărtășim anumite valori, că noi, de fapt, nu suntem doar o țară care uh, în, uh, încearcă să găsească finanțare sau uh, e o, o zonă gri. Uh -huh. Nu, noi am, atunci am spus foarte clar că putem fi contributori la securitatea europeană, că putem gestiona crize serioase, că putem uh, să ne unim pentru a acționa într-un anumit fel. Și Uh, vreau ca toți să-și amintească că am putut face față la un flux enorm de refugiați pentru că fiecare s-a implicat. Am văzut, ceea ce am văzut în primele zile după, uh, după începutul războiului mă face să am foarte multă speranță pentru această societate, pentru această țară, pentru oamenii moldoveni care sunt uh, aici. Uh, pentru că am văzut oameni care au adus mâncare, oameni care au oferit transport, uh, oameni care și-au deschis uh, casele uh, pentru refugiați, uh, companii care au donat, au asigurat logistică, au primit uh, refugiați. Deci, toți, toți, S-au ridicat și au, au spus că, uite, Doamne ferește ce se întâmplă, nu am crezut că așa ceva este posibil, acești oameni au nevoie de ajutorul nostru și toți trebuie să punem umărul. De ce este atât de important și de ce au reacționat așa partenerii noștri internaționali? Pentru că există, la nivel internațional, organizații care spun. Uite, această țară, din cauza mărimii, populației, situației economice. Situație economice, poate gestiona doar. iată, atât. Atâta. Da, exact. Și Comisariatul pentru Gestionarea Refugiaților, o structură a ONU, a făcut o evaluare și a spus că Moldova. Poate primi maximum 25.000 de refugiați. Deci capacitatea totală a țării este să poată gestiona un flux de 25.000. În cel mai înalt sau în vârful fluxului de refugiați, noi am avut 125.000, deci de 5 ori mai mulți. Am primit, am putut gestiona un flux de 5 ori mai mare decât au crezut ei că este capacitatea noastră totală. Și, încă o dată, aceasta s-a întâmplat pentru că nu a acționat doar guvernul, nu au acționat doar instituțiile specializate, nu au acționat doar cei în responsabilitatea cărora era gestionarea acestui flux. A reacționat toată societatea și, în felul ăsta, a crescut capacitatea uh, guvernului și a țării să uh, gestioneze acest flux. Am avut și... O relație foarte bună cu partenerii. O țară mică întotdeauna trebuie să aibă uh, aliați, uh, țări pe, uh, și parteneri pe care poate conta. Și, de exemplu, am avut acele coridoare verzi, unde, uh, când era fluxul foarte mare și nu mai puteam primi mai mulți refugiați, uh, treceau de la hotarul Moldovei cu Ucraina, la hotarul Moldovei cu România, pe un coridor verde și. Persoanele erau procesate ca și refugiați deja în România uh -huh. și aceasta ne-a ajutat. Ne-au ajutat donațiile pe care le-am primit. Avem un mecanism, dacă vorbim de Uniunea Europeană, unul din avantaje este că avem acces la mecanismul de urgență sau gestionarea urgențelor, da? protecție civilă. Iată, așa cum în Grecia, de exemplu, când se întâmplă incendiile și Grecia solicită ajutorul țărilor, noi am solicitat prin acest mecanism de protecție civilă ajutorul țărilor europene și am primit și corturi, și, nu știu, chituri de primă necesitate, și generatoare, și. Alte lucruri de care am avut nevoie. deci, Dar noi am știut să facem o listă, să spunem concret ce vrem, să inițiem la timp uh, acest proces, uh, să uh, discutăm cu toți partenerii, să avem acest centru unic. Poate eu greșesc, corectează-mă dacă greșesc, dar urmărind noutățile. Uh, auzeam tot felul de știri de corupție cu aceste bunuri și în Ucraina în plin război și în Rusia au fost de miști miniștri. Eu n-am auzit asemenea cazuri în Moldova sau cazuri foarte zgomotoase, cu toate că sunt sigură ispite au fost foarte multe. Există, de fapt, dosare, anchete despre evaziuni la capitolul bunuri care au fost primite pentru refugiați și gestionate greșit. Uh, noi am avut... Uh... Lucruri care au fost spuse în spațiu public, poate ajutoare care nu au fost repartizate la timp, dar eu nu cunosc despre anumite dosare sau investigații referitor la abuzuri majore. Hmm. Încă o dată, eu am simțit atunci că toată lumea s-a mobilizat și a zis: trebuie să rezistăm și. Trebuie să lucrăm toți um, într-o direcție. Chiar dacă uh, s-au întâmplat asemenea lucruri, eu sunt sigură că dacă e să comparăm uh, dimensiunea a acestei crize, uh, câte lucruri se întâmplau în paralel, cât, câți actori au fost implicați, uh, cred că. Uh, dacă și au existat cazuri, au fost marginale sau mici în comparație cu tot efortul. Aș vrea să știu cum v-ați cunoscut cu maia De fapt, prima dată am cunoscut-o în 2004. Îmi făceam practica între anul 1 și anul 2 la masterat în Statele Unite la Banca Mondială ea lucra la Banca Mondială în Chișinău eu uh, făceam practica în Washington și eram implicată într-un studiu pe serviciile publice dacă mi-amintesc corect Deci, uh, dar serviciile publice în sens mai larg gen uh, asigurarea accesului la apă și sanitație și uh, alte lucruri nu mi-amintesc mi mi detaliile acestui studiu dar țin minte că mi-a spus cineva că este o moldoveancă la banca mondială, economist, care este foarte competentă și cunoaște lucrurile și poate să ofere foarte multă analiză de calitate. Și am intervievat o într-un fel, am, am, am avut o ședință atunci când am venit la Chișină, în contextul acestui studiu și iată așa am cunoscut-o, dar cumva am auzit de ea încă înainte de a o cunoaște. Și după asta voi ați legat o prietenie, asta era un soi de, iată ne cunoaștem, o să ne spunem bună ziua? E, e o chestie care a durat ani, deci am revenit în țară în 2005, Deja era la Ministerul Economiei, am cunoscut-o, am început să colaborăm și am văzut că împărtășim foarte mult aceleași cumva viziuni despre politicile care ar duce la dezvoltarea Moldovei. De fapt, totul s-a început de la o pasiune pentru dezvoltarea și progresul Moldovei. Asta ne era profesia, într-un fel, și asta ne era pasiunea. Și așa, treptat, s a închegat și o prietenie. Dar noi tu vorbești de niște ani în care erau comuniști la putere. În care să vorbești despre dezvoltarea Moldovii o, o societate care continuă să leagă comuniștii, însemna să îți dorești ceva ce o bună majoritate nu își dorește. Eu cred că cei care uh, sunt economiști. Uh... Axați pe dezvoltarea economică, își dau seama că este un maraton și nu un sprint și, de fapt, nu este vorba doar despre cine este la guvernare. Uh -huh. Este vorba și despre multe alte procese care se întâmplă în societate și care pot fi îmbunătățite și care, de fapt, duc inclusiv și la schimbările. În a, politică. Da? Eu, eu, eu văd asta tot ca vase comunicante, deci totul este legat, relaționat a, și a, nu putem, cumva, atunci când a, a, sunt comuniștii la putere, să nu lucrăm pentru dezvoltarea țării. A, fiecare, la locul lui, pentru. Noi avem foarte mult de lucru. Și chiar și acum, eu simt că și în societatea civilă, în mediul academic, este mult de lucru în instituțiile publice, în sectorul privat. Deci dacă ești pasionat de uh, schimbarea în, în societate, schimbarea unor anumite procese, atunci găsești cum să faci indiferent uh, ce se întâmplă și în felul ăsta de fapt duci și la schimbarea mentalității și la schimbarea guvernării Eu vreau să trec dincolo de ce vorbești tu și să înțeleg psihologia ta, Natalia <laughs> Tu cu studii superioare cu școală internațională cu o smedenie de oportunități de a rămâne acolo și a-ți trăi o viață decentă, cu un salariu bun și fără tot aș admit chiar să spun calvarul prin care ai trecut în anumite momente ce fel de pasiune asta pentru dezvoltarea Moldovei? Asta, asta cei? Eu am fost crescută și cred că fiecare om trebuie să-și trăiască viața nu uh, nu neapărat într-un confort material, dar cu sens. Deci trebuie să-ți să trăiești viața cu sens. De, fiecare, unde, de unde vine vine? Fiecare chestia? își găsește sensul. Da? Uh -huh. Adică fiecare. Și uh, eu am descoperit că pasiunea mea este pentru dezvoltarea economică, pentru deciziile care duc la uh, un echilibru mai pozitiv în societate, o, o predispunere pentru binele public, așa cum îl văd eu. Uh -huh. Și uh, chiar atunci când am trăit în străinătate, eu nu am lucrat uh, nu știu, în alte domenii, tot am lucrat în sectorul de dezvoltare economică. Am lucrat în țări care au nevoie de ajutor pentru dezvoltarea economică, au nevoie de oameni care să vină cu idei, să, să vină cu propuneri, să ajute la, adică să financeze pe cei care uh, au idei inovative pentru a uh, deci, a, a crește bunăstarea socială, bunăstarea mai multor oameni, nu doar personal. Eu nu zic că nu contează bunăstarea materială, dar nu e asta scopul în sine. Exact așa cum pentru mine, politica nu este un scop în sine sau deținerea unor funcții. Ele sunt uh, utile atunci când. Ai posibilitatea să faci o schimbare. Dacă ești într-o funcție înaltă, dar nu poți face schimbarea, nu merită să stai. Dar toată bătălia asta a ta pentru dezvoltarea Moldovei, asta doar nu este caritate. Tu nu, tu nu ești în poziția dau și nu aștept nimic înapoi. Tu dai, dar înțelegi că asta poate fi primit dacă oamenii sunt pregătiți să primească asta, dacă oamenii mm -hmm. și își doresc această schimbare. Da. Ce te face pe tine să fii încrezătoare că ceea ce dai tu și ai dat țării tale are consecințe cu sens, cum spui tu? E un pic mai complicat în domeniul meu, pentru că, de exemplu, când eram mai mică îmi doream să fiu medic. Și dacă ești un medic, poți să vezi rezultatele tratamentului sau... Mai repede vezi impactul deciziilor tale Pentru bunăstarea unui om Atunci când ești în domeniul politicilor publice Întotdeauna sunt foarte mulți actori implicați Și uneori ceea ce gândești atunci când iei decizia Are rezultate diferite pentru că sunt foarte mulți oameni care de exemplu primari la nivel local local sau companii Consiliere. care participă uh -huh. în achiziții publice sau deci sunt foarte mulți actori care toți trebuie să-și facă lucru într-un anumit fel ca să ajungem la un rezultat comun. De aceea uneori nu poți conta că intenția ta va fi dusă la capăt, dar asta este parte a lucrului adică fiecare își găsește cumva pasiunea profesională și uh, o face cât de bine poate Tu vrei să spui este că pentru tine nu atât destinația uneori? contează cât drumul? Da, eu mai sunt și o persoană care crede în uh, instituții puternice și uh, instituțiile puternice sunt create în în baza unui proces. De aceea eu, îmi place foarte mult cumva valorile Uniunii Europene și modul în care se iau deciziile, chiar dacă există critici, că durează prea mult luarea deciziilor, că nu întotdeauna, de exemplu, proiectele europene și ating scopul. Evident că trebuie să lucrăm, să îmbunătățim lucrurile, dar până la urmă dacă ai niște procese de luare a deciziilor predictibile, transparente, cu implicarea mai multor oameni, atunci aceste decizii vor dăinui mai bine în timp și vor crea mecanisme și instituții care vor sta la veghea binelui comun. Asta este ce în ce cred eu. Dar voi atunci când v-ați împrietenit cu Maia Sandu, voi v-ați împărtășit ambițiile voastre de Răsturnarea țării, schimbării, dezvoltării, Asta erau niște ambiții care erau vorbite între prieteni? Nu mi-amintesc să fi discutat ambiții. Uh -huh. Mai ales nu le-aș numi așa, cu acest cuvânt. Eu cred că aș spune mai mult vise. Da, visam să aducem țara mai aproape de valorile pe care le-am dorit pentru societatea noastră, pentru familiile noastre, pentru noi. Eu, încă o dată spun, deci cred că în viață nu este doar despre bunăstarea materială. Eu vreau ca noi să trăim mai bine, toți moldovenii să trăiască mai bine. Dar eu vreau ca, în afară de faptul că trăiesc bine, moldovenii să aibă și libertate. Și să se bucure de protecția drepturilor lor, să nu fie în slujba uh, unui stat autoritar. Uh, vreau să existe uh, supremația legii, ca să avem instituții care să se asigure că se face dreptate la toate nivelurile. Și asta este vorba și despre sistemul administrativ, și despre uh, sistemul de justiție. Da, și, Natalia, și, și avem... de fapt, noi nu vedem un model mai bun care nu doar să-ți ofere bunăstare materială, dar și să-ți ofere posibilitatea să-ți realizezi potențialul decât modelul democrațiilor occidentale. Dar tu zici că tu vrei toți moldovenii să trăiască mai bine și nou sondajele ne arată că o treime din moldoveni nu-și doresc această schimbare. Poți tu, având pârghii de decizie, cu deasila pe oameni să-i faci să înțeleagă unde le este mai bine când lor deja li s-a intoxicat creierul cu alte percepții. Eu totuși cred că oamenii știu chiar la nivelul lor, chiar dacă nu cunosc toate lucrurile, să, să, să se gândească la bine lor dacă sunt bine informați. Uh -huh. Eu uh, nu vreau să intrăm în blamarea uh, Oamenilor care au alte opinii. Noi trebuie să înțelegem de ce ei au aceste opinii. Uh, ei înțeleg consecințele sau nu. Și trebuie să fim mai buni în a le explica. Uh, eu am mers în campanie de la ușă la ușă, pe străzile satelor, orașelor din Moldova și eu mi-amintesc de. Uh, familii, de exemplu, care îmi spuneau că au votat cu forțele pro-ruse pentru că au lucrat în Rusia și asta le era cunoscut. Le era ceva cunoscut. Dar după criza din 2008 au trecut să lucreze în România sau în vest, că am întâlnit mai multe familii de acest tip și au spus și am văzut că stați un pic, că e mult mai bine în vest, că există anumite reguli, că poți accesa serviciile publice cu o altă demnitate, cu o altă. Da, cu cu altă abordare, o altă atitudine. Și le-a plăcut acest lucru și și-au schimbat opinia. Deci, noi trebuie să le arătăm oamenilor de ce noi credem că un sistem este mai bun sau mai rău decât alt, altul și să ne preocupăm de sănătatea instituțiilor care asigură accesul la informații. Să admitem că acest referendum nu dă rezultatul pe care mulți uh -huh. și l-ar fi dorit. La modul practic, iată, pentru omul ăla care se opune uh -huh. uh, schimbărilor, căruia i s-a spus că vor veni și ne vor lua pământurile, ne vor distruge bisericile, ne vor năvăli cheii, uh, totul va fi mai scump, agricultura va fi distrusă, uite cu ce argumente simple se acționează împotrivă. Ce înseamnă, la modul practic, pentru noi, cetățenii, în cazul în care acest referendum nu ne dă o majoritate de vot pro-european? Asta înseamnă să batem pasul pe loc, în opinia mea, așa cum am făcut-o mulți ani, și asta a dus la depopularea Moldovei. Asta a dus la faptul că oamenii s-au dus după acest vis, nu l-au putut aduce acasă. Noi acum avem un context un anumit context pe care s-ar putea să nu-l mai avem. Noi avem, am devenit țară candidat, am reușit să deschidem negocierile cu Uniunea Europeană, avem suportul Uniunii Europene a țărilor membre, avem contextul istoric internațional care să ne permită să facem acest drum irreversibil și să nu mai încercăm să rămânem în două luntre, pentru că am văzut la ce duce asta. Noi am încercat acest model deja. Și întrebarea mea este dacă noi vrem să ne hotărâm și să muncim împreună ca să aducem Europa la noi acasă sau noi vrem să Continuăm să fim acea buffer zone, zonă de buffer, care cumva nici nu-și poate face alegerea, nici nu poate hotărât să meargă pe un anumit model de dezvoltare. Tu te vezi îmbătrânind în Moldova, fiind pensionar în Moldova? Sigur că da. Eu cred că orice om, în primul rând, vede viața acasă, pentru că acasă este acasă, acasă și pereții te ajută. Știu că una una dintre unul dintre obiectivele tale în timpul mandatului de prim-ministru era să crești pensia aia mizerabilă a oamenilor măcar la 2000 de lei. Acum iată, tu, cunoscând o competențele, școlile făcute, experiența acumulată, care e riscul ca tu să fii nevoită să duci, să ai o pensie. Dacă muncești legal, plătești impozit, mm -hmm. o pensie care să nu-ți permită să trăiești decent în Moldova. Da, există acest risc dacă noi vom continua să batem pasul pe loc. Și eu nu-mi doresc acest lucru, de aceea muncesc ca să putem ajunge cât mai repede la un anumit nivel minim de bunăstare. Din păcate. Creșterea prețurilor a cumva a, a șters din a, acele realizări pe care le-am avut, uh -huh. dar a, trebuie să spun că, oricum, această, creșterile au fost semnificative. Deci, noi am reușit nu doar să creștem pensia minimă pentru cei care nu aveau stagiu de cotizare, dar și a, să creștem pensia pentru majoritatea pensionarilor, să aducem recalcularea pensiilor la un sistem care să funcționeze în favoarea cetățeanului, la un sistem mai predictibil și eu cred că noi am evoluat ca și societate și acum fiecare se gândește, da, cum mă pregătesc eu pentru bătrânețe, în ce investesc. Mulți, noi știm, investesc în apartamente sau în imobile. Alții își fac altfel economii. Alții se asigură că nu li se plătește în plic, dar oficial, pentru ca să-și poată crește nivelul de cotizare. Deci, acum ne pregătim un pic altfel, dar noi vedem că trăim într-o zonă de schimbări permanente și știți cum eu. Părinții mei, părinții multora din generația mea au pierdut foarte multe economii care erau acumulate în băncile de economii de pe atunci și așa mai departe. De aceea, noi, cumva, trebuie să muncim ca să avem un sistem predictibil, un sistem civilizat, un sistem care să ne permită să trăim acasă și să îmbătrânim acasă. Mulțumesc pentru întrebare. Tu ai avut două direcții, așa, dominante în activitatea ta ca prim-ministru. Asta erau finanțele și justiția. Ele cumva, acum, la trecerea timpului, sunt lipite de, de activitatea ta și vreau să știu, acum că a mai trecut ceva timp, din 2023, putem spune că avem un an și jumătate de când tu nu ești uh -huh. în serviciul public. Ce ai reușit tu? E foarte concret cu ce te mândrești tu că ai reușit să faci și ce n-ai reușit. În primul rând, mă mândresc cu felul în care noi am gestionat multitudinea de crize cu care ne-am confruntat. Eu cred că noi am făcut față într-un mod la care oamenii nu se așteptau și nu se așteptau nici partenerii internaționali. Și aici este greu de uh, explicat câte acțiuni se luau și câtă muncă a fost pentru ca să asigurăm că avem pace, că uh, avem uh, toate plățile la timp, că uh, avem grijă și de oamenii noștri, și de refugiați, că uh, gestionăm uh, crizele logistice, criza gazelor, uh, dar eu mă mândresc foarte mult și pentru faptul că noi nu doar am gestionat crize. Despre asta nu se aude, dar noi am început anumite reforme și am construit anumite instituții. Vă dau un, un, câteva exemple care sunt de nișă, poate, dar care ne ajută foarte mult. Da? De exemplu, țin minte că în 2019, când eram ministrul finanțelor, vorbeam despre programul de agenți economici autorizați, care să fie preautorizați și să treacă mai ușor vama atunci când fac exporturi. Da? Uniunea Europeană ne-a acceptat în programul lor de agenți economici autorizați. Am reușit să listăm Moldova să exporte anumite produse da, procesate din carne în Uniunea Europeană. Am reușit să, scoate, să scoatem anumite cote, bine, ele au fost scoase în timp de criză, dar noi am arătat că produsele noastre uh, sunt solicitate, sunt uh, deci complementare pieței uh, europene anumite produse. Uh, am uh, făcut reforme la organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, uh, pentru mine uh, un fond hibrid de tipul ăsta care oferă și granturi, dar și alte tipuri de capital pentru antreprenori ca să investească în anumite lucruri pe care statul le consideră strategic. importante, cum ar fi eficiența energetică sau externalizarea, da, internaționalizarea, deci orientarea spre exporturi sau susținerea startup-urilor, companiilor noi sau susținerea companiilor conduse de femei. Deci toate aceste Programe vin să crească o nouă generație de antreprenori, o nouă abordare în felul în care se fac investițiile și se prioritizează investițiile. Și, da, pe lângă aceasta, am adus și finanțare semnificativă în Republica Moldova. Dar ce regret? În general, eu. Nu prea am regrete pentru că, unul, cred că regretele sunt inutile, cumva, eu le văd mai mult ca niște lecții învățate sau o acumulare de experiență, îmi pare că dacă intri în ciclul ăsta de regrete, te încurcă să progresezi, să progresezi mai departe, de aceea eu nu pot spune că regret ceva, dar cumva sunt anumite lecții învățate despre comunicare, despre și aici apropo mă refer nu doar la comunicarea cu publicul, dar comunicarea pe intern, uh -huh. despre um, modul în care funcționează politica, despre cumva echilibru între deciziile de politici publice și Deciziile politice. Uh -huh. Deci, aici, probabil, dacă m-aș întoarce, eu cred că orice om care este orientat spre învățare, dacă se întoarce, face un. adică are un salt calitativ, un, un job mai bun. De aceea, eu cred că am niște lecții învățate, dar nu regret nimic. Dacă te-ai întoarce, este pentru că tu admiți revenirea ta în serviciul public? Uh, este în prima o funcție, linie. Apropo, este o funcție de demnitate publică, nu de... Da, dar, în, în prima linie? Uh, la moment, eu cred că experiența și cunoștințele mele sunt mai bine puse în slujba țării, în sectorul aso asociativ, în, așa nume, în domeniul ăsta de cercetare, de generare de idei, de proiecte, de platforme, după cum am spus, întotdeauna scopul meu a fost să contribui la o schimbare spre bine și deci, atunci când asta se poate face din diverse funcții, eu, eu cred că totul în, în această viață este în continuă schimbare și trebuie să te ajustezi contextului. În următoarea perioadă, cu siguranță, vreau să duc lucru până la capăt, să cresc această organizație, parteneriație pentru noua economie, să aduc cele mai bune practici din țările europene, la noi acasă, să contribui la creșterea unor tineri care să, să înțeleagă ce, ce înseamnă uh, integrarea europeană de facto, uh, unde trebuie să lucreze, uh, cum trebuie să citească legislația, sau o adapteze la necesitățile noastre. Uh, asta, asta, este pasiunea mea la moment. Deci, aici tu fi... ai momente de slăbiciune? Ființa umană, Natalia Gavriliță, are momente de slăbiciune când îți vine să plângi de mila ta, când ți ciudă pe oameni că nu înțeleg cât efort ai depus, când n-ai primit, poate, recunoștința necesară pentru munca pe care ai depus-o, tu ai avut momente din astea în care să te oprești pur și simplu să plângi de ciudă, de nedreptate. dar orice om are slăbiciuni, doar că eu cred că slăbiciunea mea este mai mult uh, dulcerile. <laughs> <laughs> Tu ai avut ocazia, măcar din când în când, să simți acest misoginism local legat de femeile în politică? Eu am fost norocoasă și nu prea am simțit uh, impedimente majore, dar cu siguranță, ca și orice femeie, probabil, în Moldova, uh, am simțit în anumite momente mansplaining, este uh -huh. așa un termen în engleză, uh, adică când bărbatul îți, îți explică ceva de parcă ești un copil sau nu cunoști și este așa o subtilitate pe care o simți că e încoștient aproape la unii din acești bărbați unde ei simt nevoia să-ți explice ceva din economie, din finanțe uh -huh. și da, am simțit uneori că e pentru că sunt femei pentru că eu, urmărind uh, noutățile pe acea vreme și tot fel de situații în care mai ajungeai tu, citeam comentariile și îmi dădeam seama că dacă în locul Nataliei Gavrliță, exact în aceeași situație, ar fi fost un bărbat, el n-ar fi primit comentariile alea de luat peste picior, uh -huh. făcut glumițe și așa da, mai departe. Da, da. Uh, eu, despre acest misoginism, de fapt, mă refeream pentru că, uite, noi suntem într-o țară care are femeie președintă. Uh -huh. Am avut o prim-ministră femeie. Încep să avem, începem să avem tot mai multe femei în Parlament. Deci, lucrurile în țara asta se schimbă la nivel de guvernare, uh -huh. dar acolo, la fierul ierbii, la omul uh -huh. de rând, în continuare există rezistența asta la a recunoaște femeilor puterea lor de a schimba lucrurile spre bine. Da, sigur că da și mai mult ca atât, avem fenomene absolut, deci nici nu știu cum să le calific, femicidul sau continuăm să avem multă violență în familie și se ascunde totul sub preș, avem hărțuirea femeilor, mai recent hărțuire online, avem fenomene despre care merită să vorbim și asupra cărora merită să lucrăm. Și de asta mă bucur foarte mult că suntem printre țările fruntașe la numărul de femei în Parlament, numărul de femei în autoritățile publice locale. Eu cred că mai avem mult de lucrat în sectorul privat, pentru că datele, ultimele date pe care le-am văzut, de mai de câț, sunt de câțiva ani, dar în companiile mari avem mai puțin de 5% care sunt conduse de femei. Nu avem borduri și cu atât mai puțin nu avem femei în aceste borduri sau consilii de supraveghere sau consilii a organizațiilor, companiilor private. Mai avem, mai avem de muncit și eu cred că am parcurs un drum important pentru a demonstra societății că, de fapt, sunt niște preconcepții, că nu atât contează dacă este femeie sau bărbat, dar cât de profesionist este, cât de integru, care sunt valorile și eu sper că asta contribuie la această schimbare de mentalitate. Dar cât de mult, de exemplu, pentru tine contează să vezi sprijin din partea oamenilor în ceea ce faci? Tu ai nevoie de asta ca să îți urmezi drumul pe care l-ai ales sau tu ești detașată și orice s-ar discuta, orice s-ar spune, pentru că eu observ în societatea noastră această, acest obicei de a plânge după ce totul s-a terminat, uh -huh. omul s-a dus uh -huh. sau un artist a murit sau... Deci cumva noi mai mult... A tindem să regretăm uh -huh. că ceva s-a încheiat, decât să oferim sprijin atunci când asta se întâmplă uh -huh. și are nevoie de acest sprijin. Um, nu știu cum să răspund ca, ca să fie pe înțeles. Uh, eu cred în măsură. Uh -huh. Totul în viață uh, trebuie să aibă o anumită măsură uh, și anumite limite și uh, dacă aș spune că nu am nevoie de apreciere, nu știu dacă ar fi adevărat. Pentru că orice om, într-o anumită măsură, are nevoie de apreciere. Mai ales când lucrezi într-o echipă, tu ai nevoie de uh, o anumită apreciere, o anumită susținere ca să fii lider, ca oamenii să meargă uh, să, să susțină viziunea pe care o aduci. Chiar și uh, aceeași demisie, deci am spus-o în public, uh, a fost pentru că anumite acțiuni, anumiți oameni, anumite uh, reforme, mecanisme pe care le-am început în conformitate cu programul de guvernare nu au avut suficientă susținere. Deci trebuia să încerce altcineva să facă alt, altfel, da? Adică, fără, fără o susținere mai ales dacă ești în uh, anumite profesii, da? anumite um, uh, sectoare, anumite uh, activități, nu poți, uh, nu poți fi eficient, nu poți aduce rezultate. De aceea, o, o anumită doză de susținere, eu cred că uh, este importantă în atunci când ești în spațiu public, în serviciu public. Dar poate și și că eu cred că artiștii înțeleg asta, eu cred că uh, influencerii, persoanele care uh, comunică au nevoie de feedback-ul ăsta întotdeauna și comunicarea este o mare parte a... Dar eu pot să spun cu certitudine că tu n-ai cerut această susținere niciodată. Mm. Da, poate asta tot este o lecție învățată, dacă vorbim despre... Um, adică eu chiar și azi te văd uh -huh. pe tine în costumul ăsta de femeie puternică, pe care îi plac dulciurile. <laughs> <și> <laughs> Dar am renunțat la ele de curând. <laughs> în sensul că tu nu îți permiți momente din asta de slăbiciune umană, care fiecare ființă le are și din cauza asta creezi sentimentul că nimic nu ți ai nimic nu-ți trebuie, nici măcar susținerea oamenilor. Că tu, ca un vapor, mergi înainte, orice o fi, a, nu o să-mi dat susținere, atunci eu îmi dau demisia, dar eu nu o să-mi permit să-mi arăt vulnerabilitatea. Ori vulnerabilitatea e apropie pe oameni. Nu știu, Nata, eu am impresia că se vedea vulnerabilitate În spațiul public. În spațiul public. Eu întotdeauna am fost foarte deschis. Am comunicat mult, poate prea mult, pentru că se găseau jumătăți de fraze care deveneau virale și evident că așa este ciclul de știri, că lucrurile negative au mult mai multă atenție și apoi domină. Da? Uh -huh. Nu știu, poate ar trebui să mă gândesc un pic cum să arăt această vulnerabilitate. În sens pozitiv, în sens de uh, uite, hai să, să vedem cum putem face lucrurile mai bine tu împreună. crezi că actualul prim-ministru Dorin Recean primește acea susținere despre care tu spui că tu n-ai avut o suficientă în schimbările pe care ai vrut să le faci? Asta doar Dorin Recean poate să răspundă. Ai nevoie de ajutor. Psihologul tău este la un click distanță. respiro.md În viața noastră politică Schimbările care s-au produs în ultimii ani au schimbat nu doar politicienii, dar au schimbat felul în care se face politica. Mm -hmm. Eu, urmărind viața noastră politică, așa mai intens, hai să zicem de vreo 10 ani, urmărind știri și așa. Mereu mă întrebam de ce viața personală a politicienilor noștri bărbați. Mm -hmm. Este utilizată într-un asemenea hal. Iată, vin alegerile, începem să defilăm cu Nevestele, despre care n-am știut nimic până acum, nu cunoșteam nici despre valoarea profesională a acelei femei, nici despre cum gestionează ea, dar cum venea perioada alegerilor, erau scoase toate în documentare, în interviuri, uh -huh. arătăm ce tați buni noi suntem, cum Nevestele noastre ne sunt fidele. Și, pe de altă parte, acum avem parte de un fel de a face politică, atât tu cât și președinta Maia Sandu, sunteți foarte discrete cu viețile voastre personale. Uh -huh. Cum explici tu acest lucru? Nu m-am gândit la asta, este o alegere personală. Mie îmi pare că... Doar asta vă aduce credit uite, politic. Uite, eu mi-am făcut alegerea ce vreau eu să fac în viață și cum îmi trăiesc viața cu sens dar asta nu înseamnă că alegerea aceasta a fost făcută de apropiații mei. Uh -huh. Și ei singuri trebuie să decidă cumva. Uh, ce, adică, eu, eu cred că e mult mai important să fii un profesionist bun, uh, să demonstrezi că vei lua decizii în baza unor anumite valori, în baza unui anumit proces, uh, în baza. Integrității personale, experienței pe care ai acumulat-o și nu știu dacă contează viața mea personală pentru contează, procesul de luare a deciziilor. Pentru oameni contează, pentru percepție contează. Uite, noi acum avem candidate, țin să menționez, uh -huh. candidate la prezidențiale care îndrăznesc să spună despre faptul că un om care nu are familie și nu are copii nu este capabil să gestioneze o țară. <laughs> adică o, ele fac, perpetuează acest populism atât de mult vehiculat la noi pentru că așa este acest populism și, și zic voi din potrivă nu scoateți asta în față deși evident vă aduce mult mai multe like-uri, share-uri, simpatie dar viața nu este comentarii. despre like-uri și share-uri și uh, simpatie este despre uh, anumite valori despre uh, anu, anu, o anumită abordare și eu sper oamenii să vadă care abordare ne aduce mai mult beneficiu public. Pentru că este foarte multă. cumva. în engleză se numește noi, este foarte multă gălăgie. Neologie. Și avem. noi vedem cum oamenii foarte cinic folosesc o mai bună înțelegere a comportamentului uman. Da? Și noi vedem în rețele de socializare, în comportamentul unor politicieni, cinici, care se gândesc strâmb, în opinia mea, unde ei, în mod special, provoacă niște discuții și ne țin, ca și societate, să, să discutăm lucruri care, de fapt, nu contează în viața reală. Și eu cred că noi, ca și societate, trebuie să le spunem ce credem despre ei. Relația ta cu internetul, cu rețelele uh -huh. de socializare. Am încercat să-mi fac tema de acasă, să navighez pe conturile tale, să mai. Tu, chiar și acolo, păstrezi o anumită distanță cu rețelele de socializare, dar totodată tu ai îmbrățișat un domeniu public, tu ai fost în funcție de primă ministră, uh -huh. dar să ne spui și nou, la mulți ani fiului meu, un, uite, am fost într-o vacanță, dar uite ce, nu știu, chestii din astea, tu nu, e, nu ești foarte bine cu rețelele de socializare. Da, am discutat un pic înainte de interviu, eu cred că rețelele de socializare ne-au ne -au adus un anumit grad de democratizare, de transparență, dar vedem că aceste algoritme acum ne țin ostatici într-un într anumit, bubble, într-o anumită bulă de săpun, unde dacă accesezi o știre, o să fie inundat de 100 de știri pe aceeași temă și riscăm să, să, să ne depărtăm unii de ceilalți, să, nu mai putem dialoga într-un mod în care găsim un consens și, din nou, eu cred că pentru scopul în care eu folosesc rețelele de socializare, pentru ca să informez urmăritorii despre ce fac în viața mea profesională, nu este nevoie să-i atrag neapărat cu, nu știu, poze din vacanță. Poate greșesc, pentru că uh, e un trade-off, e, e, e o balanță pe care trebuie să o găsești. Dacă nu pui poze din vacanță, nu vei avea cititori nici pentru știrile care sunt importante. Uh -huh. uh, dar, da, trebuie să, să, să faci o alegere, și uh, eu cred că, totuși, prefer să discutăm despre lucruri care cu adevărat contează, pentru că pe urmă linia se șterge. Cel puțin pentru mine. Asta nu este adevărat pentru toți. Pentru că sunt ceea ce îmi place mie în societățile. Veste ce este că există foarte multă diversitate și fiecare își găsește o nișă și uh, sunt oameni care aleg să comunice foarte serios și continuă să comunice serios și oricum sunt văzuți și apreciați, au nișa lor în societate. Sunt oameni care uh, au o altă cale și e ok. Deci, toate. Noi trebuie să avem cât mai multă diversitate. Alegerea mea este să uh, petrec timpul pe care l-aș putea petrece în rețele de socializare, uh, cercetând sau scriind un articol sau. Uh, și da, atunci când uh, uh, reușesc să construiesc ceva care îmi permite să am echipe, care să se ocupe uh, de, și de parte aspectul ăsta de uh, comunicare, iese mai bine. Evident, pentru că peste tot trebuie să ai profesioniști uh, și niciodată nu am negat că eu mă pricep la... Politici publice, la analize economice, la luarea deciziilor într-un anumit set de valori. Asta, asta îmi place să fac, asta știu să fac, aici am experiență, aici sunt bună. În comunicare mă bazez pe profesioniști, pentru că pentru mie nu-mi vine natural. Să, cumva, un selfie. Da, să pun un selfie sau să scriu uh, despre, nu știu, vacanța mea. Uh, și, da, e, e ceva care trebuie, trebuie să găsești o balanță potrivită. Cum îți încarci tu bateriile? Care e modul tău? Uh -huh. Iată, vine weekendul, și unde îți fuge gândul, în primul rând? Ce o să faci? Îi spuneam chiar recent fiului meu, este o zicală în engleză, dacă îți pla place munca ta, atunci nu trebuie să muncești nici o zi din <gură> din viață. Și trebuie să admit că, uh, uh, da, uh, primul, prima mea, primul meu instinct este să fac ceea ce îmi place, adică să muncesc. Să citesc ceva, mm -hmm. să. Scriu ceva, eu în mod natural, la mine limitele între zi săptămâna de lucru și weekend sunt cam șterse. Uh -huh. Dar cu vârsta am înțeles că totuși e nevoie de momente de relaxare, pentru, ca, pentru că e un maraton, nu e un sprint și în, uh, nu le reușești pe toate odată și... Ce faceți voi da, atunci? Uh, deci, uh, de fapt, în, uh, cel mai mult îmi plac uh, um, îmi place să petrec timpul cu feciorul meu, uh, îmi place foarte mult uh, să cânt, uh, Când împreună cu el, lui rece, tot îi place să cânte, îmi place să citesc, îmi place să privesc un film din când în când, îmi place să merg în city breaks, în călătorii scurte, avem și în țară și aproape de noi multe drume, oportunități de drumeții, de explorarea unor locuri noi, cam asta. Îmi place să, să, să petrec timpul cu prietenii uh, și. Uh, da, ca și orice om, cred că. Fiul tău știe cu ce te ocupi tu. El înțelege de ce tu, chiar și un weekend, vrei să lucrezi, să faci o cercetare. <laughs> nu, eu nu zic că. Uh, uh, deci, în weekenduri, acum. Uh, le, le delimitez mult mai bine uh -huh, uh -huh. ca să să-mi pot dedica timpul familiei dar cred că acum fiul meu începe să înțeleagă și capacitățile mele și contribuția mea, nu știu dacă le, el abia va face 10 ani abia începe să înțeleagă așa, impactul mai larg tu crezi că o femeie poate trage ceea ce tragi tu? Adică să-și asume ambiții mari, să muncească atât de mult și să mai împace și cu împlinirea personală, să aibă o relație, să-și permită evadări romantice, nu știu... Pentru că deocamdată eu te concep ca un om extraordinar de puternic, care chiar și un weekend are nevoie să lucreze, <laughs> care începe cu timpul să înțeleagă că, uite, apare copilul și deja trebuie să mai rup din mine. Dar tu crezi că tu ai putea să le împaci în egală măsură? Um, dacă e să sumarizăm într-un cuvânt, eu cred că femeile pot tot. Uh -huh. Dar ca să poată tot, trebuie să aibă un, o rețea de susținere foarte puternică. Tu ai? Trebuie să aibă Parteneri, prieteni, servicii publice, deci să, să poată gestiona toate aspectele. Deci trebuie să poată delega anumite din responsabilități. Da, eu n-aș fi putut face ceea ce am făcut, ceea ce fac, fără ajutorul părinților mei, familiei extinse. Acelorași servicii publice. Da, noi toți avem nevoie de o școală puternică, un sistem de sănătate puternic, un sistem de activități extracurriculare, care te ajută să, să realizezi și rolul de profesionist, și rolul de. Uh, Mama, fică, soție, uh, prietenă. Acum și... deja mai făcut curioasă care este ultimul film la care te-ai uitat. Sunt curioasă cum înțelegi filmele. Tu acolo te relaxezi, vezi uh -huh. povești de dragoste. <laughs> Sau la ce te uiți? Că iată pe mine de o, o lună mă convinge familia să mergem la ăsta care e cu Deadpool. Aha. Nu. Mă interesează filmele cu supereroi. Dar înțeleg, pentru familia mea, trebuie să fac acest sacrificiu. Uh -huh, uh -huh. Care este ultimul film la care te-ai uitat tu? Un film pe care l-am văzut recent și care m-a marcat și m-a ajutat să mă relaxez. E un film foarte frumos și se numește Gustul tuturor lucrurilor. În engleză este The Taste of Everything. Și, de fapt, este despre bucătari francezi. Uh, și e un film care arată uh, și cultura, istoria Franței, dar și pasiunea unor oameni pentru ceea ce fac, uh, sacrificiile pe care ei sunt gata să le facă, uh, care până la urmă este ceva frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult acest film. Dar tu, când te gândești la turism prin Moldova, uh -huh. unde îți fuge în gândul că, uite, dacă mergi acolo, o să te simți neapărat foarte bine? Eu am o relație specială cu Nistru. Mie îmi place pe malul Nistrului. visez să fac kayaking, așa și n-am făcut uh -huh. kayaking pe Nistru, dar să, să fiu undeva pe malul Nistrului este pentru mine. Dar de unde această conexiune frumos. cu Nistru? Cred că pentru că familia mea vine, de fapt, din regiunea Transnistriană și uh, întotdeauna am crescut uh, trecând Nistru uh, și uh, ducându-ne la Nistru. Uh, era cumva parte a vieții noastre. Uh, deci, asta, asta, asta îmi place uh, și, în același timp, uh, îmi place foarte mult. Uh, Bucătăria noastră, îmi, plac, îmi place renesansul ăsta, reînvierea tradițiilor noastre în, în sate, deci recent am fost chiar în acest weekend la un concert de muzică clasică la Orheul Vechi La Butuceni, la unde Butuceni, s-a da. inaugurat scena, opera de Butuceni Exact, opera de Butuceni și e ceva extraordinar, e ceva al nostru E uh, ceva care e uh, dincolo, dincă de prosperitatea materială. E ceva uh, adițional. Nu ai sentimentul în Moldova când vezi asemenea lucruri, amintindu-ți de ce se întâmplă, de exemplu, în Spania, în Barcelona, uh -huh. cum tu știi că acolo oamenii localnici uh -huh. protestează și alungă turiștii să se ducă acasă. Nu ai sentimentul ăsta de cum de făcut așa ca toată frumusețea asta care iată începe să se renască, să apară, să fie uh -huh. construită, noi să ne bucurăm de ea, ea să prospere, dar în același timp să nu afli prea mulți de ea <laughs> ca să nu ne înăvălească. Am spus că eu cred în măsură mm -hmm. și eu cred că mai avem până acolo. Adică. N-ar trebui da, să eu, ne îngrijorăm. Da, eu cred că deocamdată trebuie să ne bucurăm, să creștem aceste inițiative, să le facem ale noastre și în felul ăsta să le protejăm. Să zicem că tu ai avea posibilitatea să primești o baghetă magică mm -hmm. și să faci așa ceva, așa o minune. cu... Poporul nostru, cu mentalitatea locală, uh -huh. ca să se întâmple acele schimbări anume de mentalitate uh -huh. pe care tu ți le dorești foarte mult la oamenii noștri, ca, ca țara pe care tu vrei să o dezvolți să ajungă la acea finalitate pe care tu uh -huh. probabil o întrevezi aici. Care ar fi acele schimbări de mentalitate? Cel mai mult, mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că prin cooperare creștem bunăstarea pentru toți. La noi este uh, o concurență uh, pentru bunăstarea care există, de parcă nu putem crește. Da? Da. Nu știu dacă nu mai exprim prea abstract, dar uh, văd foarte des cumva această abordare că trebuie să rup. Pentru mine, pentru că o să ia altcineva, sau este important ca eu acum să, să reușesc, nu știu ce o să fie peste 5 ani, nu știu ce o să fie peste 10 ani, dar eu acum să, să rup cât mai mult pentru mine și mai departe și, pe și topul. Pe topul. Pe când eu foarte des văd în asemenea situații, păi dacă am colaborat, ai obține și mai mult. Și ar obține și alții mai mult. Și toată țara ar prospera. Deci, nu înțeleg de ce acest în engleză este o, o, o zicală zero sum game, da? De parcă este un joc cu unde suma este zero. Pe când noi, dacă cooperăm, dacă lucrăm împreună, putem atinge mult mai mult. Și ceva care va aduce beneficii pentru toți am văzut mult mai mult din această atitudine în vest am văzut o cooperare am văzut vă dau un exemplu, lucram într-o companie privată și trebuia să lucrăm într-un consorțium de companii ca să putem lua un contract mai mare da? asta a fost de mult dar ceea ce m-a mirat este că toată lumea a luat acest proces foarte ușor. Totul se făcea prin înțelegere pe e-mail, fără contracte complicate și asigurarea fiecărui, fiecărui virgule, prin, printr-o deschidere. Adică oamenii încep de la această prezumție că toți noi lucrăm ca să obținem un beneficiu împreună. La noi parcă toată lumea se teme că am ușit, se va întâmpla ceva, că sunt motive, nu zic. Sunt motive de ce oamenii sunt așa. Dar eu aș vrea să se schimbe asta, ca să putem realiza mai multe lucruri împreună. Tu în continuare ești membra Partidului PAS? Nu. Atunci când am fost numită la Consiliul de Supraveghere a Băncii Naționale, am renunțat la calitatea de membru de partid pentru că această funcție este incompatibilă uh -huh. cu activitatea politică. Știu că tu ai lucrat într-un departament foarte interesant pentru prognoze economice și programe de dezvoltare la Ministerul Economiei, deci bănuiesc că ești bună în a face prognoze. Toamna viitoare ne așteaptă alegeri parlamentare. Spiritele sunt foarte diferite, dar există așa o stare dominantă de. Tristețe, dezamăgire, așteptări nerealizate și că următorul, următorul scurtin va fi mult mai dezamăgitor pentru partidul de la guvernare. Pentru mine personal, asta înseamnă că în Parlament voturile uh -huh. se vor distribui mult uh -huh. mai divers, iar asta înseamnă că anumite procese care puteau fi obținute printr-o majoritate parlamentară vor fi uh, mult mai nevoioase. Uh -huh. Dacă să apelăm la talentul tău de a face prognoze, care sunt prognozele tale pentru următoarele alegeri parlamentare? La ce să ne așteptăm? Nu aș vrea să fac prognoze, mai ales că trebuie să, să mențin cumva o echidistanță uh, din cauza uh, deci funcției pe care uh -huh. o dețin, uh, dar voi spune că este o perioadă foarte complexă. O perioadă unde au loc schimbări majore în ordinea mondială. O perioadă unde se regândesc anumite uh, alianțe, anumite um, instituții de colaborare, um, anumite blocuri economice și uh, noi trăim pe un teritoriu unde se duce o luptă activă. Și noi trebuie să fim înțelepți și atenți și uh, să nu ne lăsăm duși de uh, această uh, stare cumva de, de, de deziluzie care ne este indusă inclusiv de uh, fluxul ăsta de știri mm -hmm. uh, negative sau mai ales de uh, neadevăruri semi-adevăruri propagate în spațiul public uh, trebuie să reținem că spațiul informațional este și el un spațiu de luptă în lumea modernă și uh, trebuie să fim cumpătați să nu ne lăsăm duși de valurile astea uh, care uneori ne consumă, să să încercăm să menținem o distanță și să ne gândim la rece. Dar pentru Cum, ce, de fapt, se dă lupta pentru acest, pe acest teritoriu? Se dă lupta între aceste modele de dezvoltare, între democrație și autocrație, între Est și Vest. Uh -huh. uh, de fapt, Vest și Est, da? Uh, și uh, se dă lupta pentru mințile noastre și voturile noastre. Și care este prăjitura ta preferată? <laughs> uh, desertul meu preferat este înghețata. Uh, da, uh, dar uh, recent am, am, renunțat la dulce pentru că din păcate zahărul ne aduce și multe uh, consecințe pentru sănătate. Uh -huh. Dar uh, cum am spus, trebuie să ne învățăm uh, să totul să fie cu măsură, cu măsură. Natalia Gavrilica, mi-a plăcut să te descoperi și mai bine, n-am avut ocazia niciodată așa să stăm, să comunicăm. Sunt un pic speriată de puterea ta. <laughs> Nu știu dacă este e un compliment pentru tine sau nu. Cred că orice om, oricât de puternic este, are nevoie de pauze. Înțeleg că le ai uh -huh. și mi-aș dori foarte mult, poate chiar dacă te-ai simțit insuficient de apreciat pentru efortul pe care l-ai depus, gălăgia nu contează. Contează ce cred oamenii care întihnă, urmăresc. Ascultă, observă, apreciază, și care nu caută neapărat să dea comentarii și like-uri, și cred că tu asta știi. O să treacă timpul, și istoria va arăta cât de mare, de fapt, acest aport a fost în comparație cu toate evenimentele istorice care au urmat. Mulțumesc pentru interviu! Mulțumesc mult pentru invitație, a fost o plăcere și pentru mine. Mulțumesc pentru întrebare! De ascultat, când mâinile sunt ocupate. Chiminta Libera